Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ce simte o anumită persoană despre voi. Dacă sunt vecini, rămâne de văzut. Aș tinde să fac o etalare despre persoanele dragi, dar evident că variază, puteți să vă gândiți la cine vreți. Aveți trei variante. 1, 2 și 3, vă puneți pauză, vă alegeți. Da, știu că poate unii comentează că, așa aș fi gândit, mi s-au rupt unghiile, că e săptămâna mare și nu facem etalări. Să știți că eu când am început tarotul am meditat foarte bine, dacă, din viziunea mea veche, foarte tradițională de altfel, dacă mi s-a părut, eu știu, vreun păcat, pentru că nu mi s-a părut niciun păcat, nici acum nu mi se pare un păcat, așa că îmi permit să fac aceste etalări chiar și în aceste săptămâni, doar că, într-adevăr, aș vrea să mai adaug și altfel de subiecte. Hai să vedem, cei care ați ales numărul 1. Aceste de cărți, da? Înainte să... stai, că a venit un mesaj, parcă. Ce simte persoana la care vă gândiți despre voi? Simte că dacă ori voi ați pus într-un triunghi amoros cu 6 de monede, ori ei v-au pus, unul dintre voi manifesta o valoare foarte deosebită împărăteasă. Dacă voi sunteți, eu știu, trebuie să vedeți dacă vă simțiți în această vibrație foarte înaltă, că împărăteasa este foarte înaltă, nu doar, măi, e arcană majoră. Și la această arcană majoră nu ajunge oricine, femeie, bărbat. Dacă sunteți în acest triunghi amoros, iar vedeți unde sunteți. Ideea este că apare o altă arcană majoră, două cărți foarte puternice. Și la mijloc, o balanță dezechilibrată. În ce sens? Că cineva nu are timp. Nu are timp, nu are bani, eventual variază de la om la om, sau are responsabilități, de a vorbi de triunghi amoros. Și poate nu e triunghi amoros, poate este jobul. Și din cauza jobului nu are timp de asemenea personaj, care într-adevăr ar merita apreciat. Dar iar variază, depinde unde sunteți, dacă... Dacă. Vedeți unde sunteți. Ideea este că acest faeton a luat o hotărâre. Aș tinde să cred că împărăteasa este cea care își ia tălpășița și pleacă. Alege să meargă înspre steaua sa, înspre direcția sa, înspre vindecare, pentru că 6 de monede nu o onorează. Nu o onorează, pur și simplu. La capătul setului de cărți, da, e dragoste. Dar există și, nu dragoste, pasiune, atracție, magnetism. Dar există și o dragoste refuzată, care trebuie vindecată. Cum? Prin detașare. Prin detașare și întâlnirea, eventual cu prietenii, reechilibrare, restabilizare, prin alte activități, eventual. Și acest personaj ori simte că vă vedeți de drumul vostru, că ați făcut deja alegerea, poate ați și comunicat, ori își dorește să vină și să echilibreze, variază. Vom vedea ce apare și în restul cărților ca să putem să ne creăm o imagine mai generală. Ia. Înainte de toate, aș vrea în acest set de cărți. Acesta este pentru numărul 1, dar am și câteva seturi generale. Ce simte pentru voi în această perioadă personajul la care v-ați gândit? O dată, de două ori, de 3 ori. 4 de monede. Ține la voi ca la o comoară, da? Păi, împărăteasa. Interesant că e un portal. Aici este un portal. Dincolo de portal se poate crește pentru că împărăteasa reprezintă abundența. Aici sunt niște scări, e o pădure. E o nouă dimensiune pe care acest personaj probabil o vede de aici, din prag. Dar ce mai simt? Simt că deocamdată aici este blocajul, deși ține la această împărăteasă. De ce? Dacă voi vă simțiți în această vibrație, repet, nu oricine, doar pentru că sunteți frumoase, nu înseamnă că sunteți împărătese. Pardon. Puteți să fiți alte regine sau, eu știu, alte vibrații. Dar cred că cei care au ales, unii dintre voi sunteți în această vibrație înaltă, unele, puteți să fiți și bărbați într-o energie feminină înaltă.
elegantă, autoritară și blândă în același timp. Și celălalt personaj, personajul despre care vorbim, să fie blocat de o legătură karmică în care se stă doar pentru banii. Ori, dacă nu e legătură karmică, poate să fie familia, cu multe responsabilități sau cu eu știu ce moșteniri. Dar, oricum, și familia e foarte karmică. Poate să fie un job, poate să fie obsesia pentru bani, că am văzut 6 de monede, acum apare 4 de monede. La capătul setului de cărți, 3 de spirale. Ar putea să fie și o doză de speranță. Chiar dacă voi v-ați luat, eu știu, tălpășița și mergeți într-o altă direcție, nu vreau să iau prea multe cărți. 3 de spade înseamnă speranță. Posibil să fie și o distanță între voi. Ah, interesant. Opa, opa. Opa, ce interesant. Deocamdată acest personaj, pentru că împărăteasa inspiră la dragoste, oferă dragoste, dar nu e dragostea aceea pasională a asului de bâte pe care l-am văzut. Este cu totul și cu totul altceva. Este o dragoste înaltă. Nici măcar nu se compară cu regina de cupe, pentru că împărăteasa include toate reginele. Este o dragoste foarte complexă pe care o poate oferi acest personaj. Dacă voi sunteți și știți că aveți acea valoare și aceea ați lucrat la voi, la creșterea voastră spirituală, acest personaj, am senzația că meditează de la distanță, eventual, pentru că aici este totuși e budiță într-o formă sau alta, da? E o figură spirituală. Se declanșează într-un fel sau altul o atracție către spiritualitate sau către lucruri mai înalte, dar încă, sunt altfel de cărți, de alea am și ales pentru această etalare, încă, cum am zis mai devreme, este într-o încălcitură de rădăcini, de tulpini, de crengi. În ce sens? De legături karmice. De legături karmice. Și dacă e distanță, posibil pentru unii, să spere că la un moment dat cândva vor ieși din această încălcitură și se va manifesta ceva. Ce simte pentru voi? Odată. Nu mă mai așteaptă? Moralitate. E o chestiune, un soi de regina de spade. E o chestiune de moralitate. Poate a spune că ei nu sunt morali. Dar dacă voi sunteți morali, n-au cum să nu fie nici și ei. Pentru că proiectați această vibrație, moralitate. E o chestiune de moralitate. Și dacă sunt într-o relație, că am vorbit de un 3D, 6 de monede, da, un triunghi amoros, în care cineva ori are obligații familiare, profesionale, eu știu, sentimentale față de cineva, sau poate nu sentimentale, dar cum am zis, relații karmice. Hai să mai am cu o carte. Ia uite, abundență, împărăteasă, dar aici este varianta masculină. Un soi de rege de monede. Schimbare de energie. Am scos-o pentru că probabil trebuia să o scot. Ok. Da. Pentru mine, regele de monede reprezintă iar un personaj care se fixează foarte mult pe bani, pe tradiții. Are stabilitate, are o doză de stabilitate, dar este strict materială. Și pentru mine, regele de monede reprezintă bărbatul tradițional, soțul tradițional. Probabil că există o căsătorie. Dar interesant, vă schimbare de energie și o lume. Iar distanță care implică tot timpul schimbări de energie, în momentul în care sunteți împreună, energia acestui personaj se schimbă, asta simte. Că voi le schimbați energia și eventual îi atrageți, în ce sens îi atrageți? Îi inspirați să găsească ultimele bucățele dintr-un puzzle care trebuie încheiat. Probabil trebuia încheiat de foarte mult timp, o legătură karmică trebuie încheiat. Poate să fie și karma dintre voi, dar încheiere. Interesant, acest personaj trece prin transformare. Ce simte despre voi? Interesant, vinovăție. În primul rând se simte vinovat. Se simte vinovat sau, vedeți unde sunteți, e o energie foarte diferită. Un personaj este în receptivitate, primește informații.
de la divinitate, regina de cupe, într-o formă foarte frumoasă, da? Deschisă, de transformare spirituală, celălalt se simte vinovat, probabil cu acel patru de cupe, s-a pierdut ocazia din cauza legăturilor karmice, din cauza relațiilor acestea încălcite, din cauza unor chestiuni care ține de moralitate, mai împărăteasă, nu poți să pui alte lucruri mai presus de împărăteasă, totuși. Nu că n-ar înțelege, dar hai, odată, de două ori, de trei ori, nu la infinit, da? Ei, și lucrurile cum, interesant, cu roata norocului, cu lumea și cu transformarea, probabil că, și cu faetonul, probabil că, unul, v-ați cam săturat de o anumită așteptare. Acest personaj trebuie să se transforme. Trebuie să se transforme. Ce simte pentru voi în această perioadă? N-aș fi vrut să trag atâtea cărți, dar așa au venit. Ce simte pentru voi în această perioadă? Lilith și emoții. Emoții foarte multe, dar Lilith, asul de cupe la capătul setului de cărți. Au început să simtă emoții. Dacă până acum nu a fost asul de bâte, s-au simțit atrași și cu Lilith e o atracție foarte obsedantă. Poate că există un aspect cu Lilith în sinastria voastră. Dar ce simt pentru voi în această perioadă? Da. Împărăteasa își cunoaște valoarea și Lilith ce face în general? Lilith își vede de viața ei probabil, și de cariera ei. Probabil că voi v-ați luat tălpășița sau v-ați retras într-o formă sau alta să vă concentrați pe cariera voastră. Care carieră înseamnă printre altele și steaua? Să vă vindecați, aveți o misiune, ceva de genul ăsta. Dar, ia uitați-vă cum este această carte. Mi s-a rupt unghiuțele, dar nu. Acum n-are nimeni cine să mi le pună după Paști. A trebuit să mi le aranjez. Emoții. Interesant că simt foarte multe emoții, dar le rețin. Și imaginea arată. Probabil că și voi simțiți pasiunea. Pasiunea lor iar este reținută. Și emoțiile și pasiunea, dar în mod special... Atracția sexuală este foarte temperată, poate și din motive, da, de moralitate, am spus. Dacă poate, s-ar mai vedea vreo emoție, totuși văd semne de aer și de pământ care sunt mai puțin expresive, vreo emoție în ochii sau în felul în care se comportă acestui personaj, la capitolul sexualitatei, aici este reținerea, vedeți? Focul acesta este între două ape. Ar veni spre voi într-un mod foarte subtil, foarte poate în vis sau într-un mod, vedem dacă susține ce fel de mod, cum aș spune, cum aș exprima. Pentru că vedeți voi, voi aveți pasiune, doamnelor, în mod special pentru doamne, sau energia feminină, da? Acel personaj care a lucrat cu spiritualitatea sa. Aveți și sexualitate, dar sexualitatea voastră merge în sus. Este un soi de trezire a lui Kundalini, da? Aveți nevoie de conexiuni mentale, spirituale, sufletești în această legătură. Posibil și ei simt acest lucru, poate le-ați și spus cu regina de spade, poate ați discutat într-o formă sau alta despre ce aveți nevoie din punct de vedere emoțional, mental, da? Ați discutat. Ideea este că ce simt, au început și ei, dacă nu chiar mai de mult simt. Ideea este că au început să simtă dragostea. Iar este lumea, la capătul setului de cărți, după o perioadă de reținere, de temperanță, din ce motive? Ei știu, sau poate știți și voi, am vorbit despre niște relații karmice. Lumea, o încheiere de capitol. În momentul în care lucrurile par a se încheia, acest personaj trebuie să se transforme. Trebuie să învețe să se iubească, probabil că le-ați arătat, să ofere dragoste, nu doar să primească sau să și primească. Ideea este că începe să simtă dragoste. Poate să discearnă cu regina de spade. Nu doar chestiuni care țin de moralitate, ci
Să înțeleagă că anumite lucruri nu țin doar de rațiune, țin și de emoții. Și să ajungă la concluzia că da, au început să simtă dragoste. Da? Nu doar pasiune, repet. Vreau să mai folosesc un set de cărți, dar deja e foarte mult. Ups! Se simt abandonați. Da? Cine abandonează? Se simte în acest personal. Ia uite, ia Regina de Spade. Se simte abandonați. Au fost niște secrete. Secretele lor, opțiunile lor, poate și misterul celuilalt, dar secretele, confuziile, misterele au dus la lacrimi, la un soi de suferință, de regretă, oricum regretă, regretă. Ar dori să comunice. Sunt două cărți care vorbesc de comunicare, de călătorie, dar rămâne de văzut dacă apar și pe masă, nu doar în zona nemanifestată. 5 de monede. Ce simt despre voi? Dacă v-au părăsit, că am văzut vinovăția, se simt vinovați că nu și-au făcut timp pentru voi. Ce simt? Ia uite, uf, 7 de spade. Nu au arătat. Nu au arătat pentru că n-au știut ce să aleagă, pentru că au fost blocați mental. Eventual, interesant, poate cineva manipulează acasă sau face niște, știți ce mai fac? Sunt oameni care fac pentru bani ca să-și mențină familia, eu știu cine în familie, soțul, soția și alte rude, da? Sunt oameni care fac magicianul și 10 de monede, da? Își doresc să iasă în această energie, dar, interesant, cineva încearcă să manipuleze situația acasă prin magie. Nu toată lumea, dar pentru unii e adevărată treaba. Pentru un copil sau din cauza, evident. Cine face magie din punctul meu de vedere, clar, imatur, e de joasă speță. Asta se țineți minte. De joasă speță. Oricum, acest personaj nu a arătat. Ia, ce simte? Hai, dacă nu tăiem odată. De doi. De trei ori. Căsătorie, educație, spiritualitate, tradiții, toate care țin de moralitate, da? Ce simte pentru voi? Asul de băte. În continuare se simte atras. Regele de monede revine, da? Luna, iar secretele. Păi normal că dacă este căsătorie sau e într-o familie bună sau e dintr-o, eu știu, sau are un job bun, da? Probabil încă nu n-a înțeles de fapt ce cu atracția asta și cine împărătea asta sau ce. Probabil că de-abia acum discerne, da? Iar văd totuși casă. Dacă e o casă, dacă cineva e căsătorit, că apar semnale, se simt în continuare atrași față de voi, dar apare luna. Luna poate să reprezinte și confuziile personale referitor la această atracție foarte mare. Cu cât stați mai despărțiți, cu atât am senzația că atracția crește. În fine, pentru unii dintre voi. Confuzie, frică. Ar putea să le fie frică de o situație de acasă, dacă cineva de acasă află, posibil. Ia uite, în acest motiv nu s-a primit asul de cupe. Care e aici? Nu s-a primit, nu s-a manifestat. Iar apar, interesant, Regina de Băte și 9 de Băte. Poate ca un personaj acasă foarte gelos, acasă sau la lucru, casă, lucru, relație plină de responsabilități, pe care ar trebui să o vindece. Le-ați arătat calea. Da? Mai dăm o cale. Hai să clarificăm asul de Băte. Valetul de cupe. A trebuit să-și ceară scuze una la mână din cauza acestei separări, din cauza triunghiului în care v-au pus, amoros eventual, sau a imaturității. Unul are o capacitate de iubire foarte mare, celălalt, deocamdată, cred că de-abia acum își descoperă capacitățile emoționale în relație cu voi. Valetul de cupe. Regele de monede. Ce simte pentru voi, regele de monede? Da, vedeți? Vedeți? E limbajul... Body language.
Dragii mei, cine a citit cărți de-astea, știe, da? Body language. Ia uitați-vă. Știți? Vedeți? Hai să vă explic eu. Acest personaj e atras de acest as de bâte, da? De ce se întâmplă între voi? E atras. Ia uitați cum stă cu piciorul înspre asul de bâte, dar se uită înspre casă. Opa! Și între, se pune un val de confuzie, de mister, de secrete. Tururum, turum, turum, turum. Mai citiți și cărți de astea unde dintre voi. Ar trebui să mai citiți, să mai ascultați pe internet. Body language. Limbajul corpului. Măcar pentru business, dacă nu așa și de viață. Ca să știți când cineva e atras sau când e supărat, cum stă. Da? Tot corpul este înspre asul de bâte, înspre valetul de cupe. Da? Este descoperirea lor că au început să simtă. Da. Căsătoria, educația, familia, ia uite. Între dragoste și familie este ce? Moartea aceasta în ce sens? Transformare. Lucrurile se transformă. Este o relație care transformă viețile. În primul rând, nu mai zic în primul rând, viețile voastre. Clarificăm regele de bute. Fuguță, fuguță, fuguță. Mi s-au rupt unghiuțele astăzi. Cum am făcut? Oh, sunt multe, dar vedem împăratul. Iar personajul oricare controlează, cineva care controlează de acasă, Berbec Taur, sau cineva, oricine, sau personaj, poate chiar acest personaj care vrea să fie în control. Mai și totuși n-a venit. Hai, în cărțulie. Ia uite. Moartea. Se gândește la această transformare. Deci ce s-a întâmplat între voi? Probabil că v-ați separat. Că da, apare și 5 de monede, da? Repet, din cauza relațiilor karmice. Din cauza banilor, a moștenirilor, da? Dar, cum am zis mai devreme, acest personaj probabil că începe să se transforme. Eu așa simt. Aveți două cărți, de 3 ori apărut, da? Și judecata. Tace, vă urmărește și eventual judecă. Bine ar fi să nu judece, ci să discearnă. E o mare diferență între a judeca și a discerne, despre care cândva o să vorbesc, sper cât mai curând. Ar putea să înceapă să se trezească, că simte, că vrea să fie mai bun, mai spiritual, mai puțin materialist. Posibil. Luna, clarificăm luna. Doi de cupe. Asta este. Relația aceasta de suflet dintre voi îi transformă și nu este plăcut. Și nu doar că nu-i plăcut nici pentru ei, nu este plăcut nici pentru familia. Nu știu, în care, că sunt căsătoriți, că sunt neamuri, nu este plăcut. Ia uite, invidii, discuții, da? Păi, dar cum? Ia uite, gelozia cuiva. Regina de bâte și 10 de bâte. Gelozia cuiva. Acum vedeți că unor în etalar pot să citesc despre voi. Fiți foarte atenți, pentru că mie mi se întâmplă, deși îmi plac cel mai mult etalările la alegere, eu le ascult în engleză ca să-mi practic, să nu uit engleză. Așa. Mi se întâmplă să recunosc exact stările mele. De-aia zic, discerneți. Fără să judecați. A, e invers, ok. Vedeți unde sunteți. Dar, dacă nu e invers, acest personaj simte mare atracție, magnetism. Începe să simtă și emoții, simte că există un soi de telepatie probabil pe care n-a experimentat-o cu altcineva până acum, asta adaugă și la mistere, și dacă sunt secrete, dacă sunt lucruri neexprimate, că asta înseamnă secrete printre alte, neexprimate, voi puteți să comunicați telepatic, că vor, că nu vor. În ce sens? Puteți să le simțiți stările, mare grijă, și ei pot să simtă stările voastre. Dacă voi sunteți supărați, supărate pe ei, pot să simtă lucrurile astea. Pentru că a apărut 5 de monede, abandonul, da? Și am zis, cineva pleacă. Aici sunt niște gelozii mari.
Jocuri mentale, gelozii. Din cauza unei iubiri. Regele de cupe. Patru de bute. Clarificăm patru de bute. Patru de bute. Ce mai simt? Că în secret, dar nu o să spun asta nimănui, și-ar dori să fie cu voi într-o casă, într-un restaurant, să se simtă bine. Dacă ei sunt căsătoriți și au copii și au acolo responsabilități, scandaluri, persoane geloase și ar dori să fie cu voi, inclusiv cu copiilor. Inclusiv, eventual să mai facă, faceți niște copii. Dar e un gând. Ia uite, îndrăgostiți și patru. Fantastic! Deci, în secret, am zis speranță. Acest personaj încă speră. Probabil că visează la voi cu luna. Sau noaptea, când sunt singuri. Se gândesc la voi, vă trimit gânduri, poate, eu știu. Da, își doresc să se întâlnească cu voi, trei de cupe. Da. Ce faceți? Că dacă au obligații... Ia clarificăm și cinci de monede. Ce simt pentru voi? Șase de bâte. Deci vor să vă cucerească. Am văzut șase de ani. Aici vor, ia uite, vor să se împace cu voi. Poate că își dau seama. Posibil să-și dorească. Sunt doi cavaleri, iar distanța trei de bute pe care am văzut-o mai devreme. Speră că vor crea, ia uite, justiția. Că dacă au fost nedrepti cu voi, vor reuși să creeze ceva. Ar vrea să vină. Uneori, probabil, au schimbări de ritm. Interesant că a venit și roata norocului. Ba vin foarte încet, ba vin foarte repede. Veți urmări. Depinde de cât timp îi cunoașteți, de cât timp sunteți, eu știu, în această situație. Nu pot să zic musa relație. Și această împărătează. Dar, da, judecata în acest caz arată și dorința de împăcare. Șase de bute. De cinci de monede. Vedeți cărțile, da? Pe abandon apare dorința de a cuceri, de a vă recuceri, că asta înseamnă transformare. Dar dacă vin cu aceleași probleme, degeaba vin. Trebuie, măcar, într-un aspect al vieților, în felul în care comunică, pentru că apare o comunicare destul de imatură din punct de vedere emoțional, în felul în care manifestă, eu știu ce. Cât am vorbit? Hai să mai și clarific? Hai să mai clarific. Mai dăm o serie de clarificări pe astfel de bute. Mai dăm o clarificare pe astfel de bute. La capitolul exprimare emoționale nu vă așteptați niciodată prea mult la acești oameni și în general o să fac, ia uite, roata norocului, se vrea schimbare de energie, schimbare de direcție. La capitolul exprimare emoționale nu aveți prea mult, ascund, da, bine că am clarificat, da, iar este nearătat. Pasiunea asta teribilă, magnetismul ăsta pe care probabil nu l-au mai avut, ia uite, valetul de bute, regele de bute și soarele. Și a apărut regina de bâte, partenera acestui personaj, dincolo de 10 de bâte, adică dincolo de o căsătorie cu responsabilități, cu probleme, da? Și cu scandaluri. Dar acest personaj nu arată, pentru că probabil e acel personaj 7 de spade, nu arată. A fugit de pasiune și de dragoste? Probabil că are motive. Ia, hai mai dăm o carte. De ce a fugit? 7 de spade clarifică. De ce a fugit? Pentru că mai sunt alte responsabilități, șase de monede despre care am vorbit la început. Ia uite, și căsătoria, domne, și cu regii, da? Și cu persoana aceasta geloasă, de care s-ar elibera chiar acum și ar merge înspre stea, înspre destinul lor, înspre vindecare. Dar, clarificăm regele de monede și moartea eventuală.
asta spânzurată. Adică, aici lucrurile, ei trebuie să gândească în această perioadă, da? În care, repet, voi cred că v-ați luat tălpășița să vă vedeți de treburile voastre, de carieră, de eu știu ce mai fi, frumusețea voastră, de valoarea voastră, de steaua voastră. Acești oameni trebuie să învețe să fie spirituali, lucru despre care am vorbit chiar de la început. Să învețe să fie spiritual, pentru că sunt prea materialiști și să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, eventual să se libereze de karmă, pentru că dacă îi ține pe loc acea relație despre care am tot vorbit, iar trei de bâte, iar distanță, iar călătorii, iar judecată, judecă, de fapt, ce-au primit în comparație cu ce-a fost în alte, da, lupte pentru putere în alte relații și cu voi au primit dragoste. Și încep și să simtă. Judecă, se gândesc și aduc aminte interesant. Așa simt cu judecat acum. Dar trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, trebuie să-și găsească credința ca să se poată manifesta transformarea. Pentru că ei până acum, am vorbit chiar de la început, sunt legați în lanțuri de situație, de poziția de soț, de poziția de șef la locul de muncă, de poziția, să zic, eu știu, al câtelea copil în casă care dă bani pentru familie, da? Copilul de aur, știți, golden child, pe care toată lumea, de la care toată lumea așteaptă, da? Iar așteptare, interesant, vorbeam de așteptare, așteptare, temperanță, e de așteptat, justiția, iar patru de monede. Sunt niște chestiuni legale care trebuie să rezolvate, dar începe să se producă, să zic, o trezire. Clarificăm luna și doi de cupe. Dar, repet, transformarea se produce în timp. Dar măcar dacă tot au început să înțeleagă, ar putea să comunice ce au înțeles. Chiar dacă n-au ajuns la punctul acela de manifestare, măcar să știi, ești conștient ce ai de făcut? Da, uite, îmi doresc cu tare, cu tare. Acum am înțeles că, de fapt, nu stau bine, nu stau așa, la, la, la. Ia uitați ce e aici. De ce? Iar, Marea Preoteasă, iar secrete. Și cinci de spade. Deci, Marea Preoteasă, eu acum o asimilez, asociez cu Împărăteasa. Voi, intuitive, ați simțit că e ceva putred la mijloc și ați plecat. De-aia, repet, se manifestă cinci de monede. Probabil că și ei fac jocuri mentale, dar dacă fac jocuri mentale, este că așa au învățat. Nu-i scuz, dar e o realitate, da? Iar cinci de spade sugerează și niște dușmani, din punctul meu de vedere, cinci de spade. E un câmp de luptă, mental, verbal, chiar fizic. Da? În secret, poate voi nu știți, ia uite, judecata, ar vrea, iar ar vrea să construiască, ar vrea. Dar există un personaj, iau-te, un diavol în spatele lor, cu care trebuie să se lupte. Iau-te, cinci de bâte apar. Regina de spade, probabil cu care au discuții. Ei. Patru de bâte și îndrăgostiți. Deocamdată aici a fost coere la numărul 1. Din punctul meu de vedere. Hai să vedem. Au apărut ce am zis mai devreme, da? Probabil. Un personaj care vorbește foarte negativ acasă. Un personaj care este extrem de gelos și vrea să-i controleze, cu care știu, sunt conștienți că trebuie să schimbe energia și să închidă capitolul. Sunt conștienți. Ca să poată să fie în uniune cu voi. Patru de bâte și îndrăgostiți. Am zis, ar prefera să fie cu voi, pentru că de voi au început să se îndrăgostească și nu doar de extra și o doză de respect cu acea împărăteasă. Dar, din cauza acelui mediu în care stau, trebuie încheiat acel mediu. Și repet, dacă nu exprimă, dacă îi vedeți că sunt în control, posibil, stând lângă o energie atât de negativă, înveți să fii într-un anume fel, tocmai ca să faci față. E mult de vorbit. Împăratul îi poate reprezenta și pe ei și persoana de lângă ei. Poate sunt trei figuri. Poate, să zic eu, un tată sau că e acasă, o mamă și aici este partenerul de viață și poți să fie și bârfe.
în care, pentru că 5 de bâte înseamnă și de spade înseamnă și bârfe, cineva a aflat că simte, intuiește că ceva s-a aprins în sufletul și în ochii acestui personaj față de voi și ar apare 4 de bâte și îndrăgostiții, da? Flăcări gemene pentru unii, dar nu vreau să vă dau speranțe, nu vă aruncați cu gândul totuși până acolo, ați aveți și 2 de cupe. O legătură foarte profundă este între voi și încep să conștientizeze, dar probabil că la început, că de-aia a apărut și astfel de bâte, și îndrăgostiții v-au considerat o tentație. Din acest motiv, tentația era chiar împărăteasa. Dar era tentația care venea ca să-i trezească. Am văzut și turnul, am văzut și schimbare de energie, să-i transforme, să-i scoată eventual dintr-un mediu toxic. Dar mare grijă că nu puteți să vă agățați nici voi de asemenea oameni. Trebuie să-și facă ei lucrările, nu de alta, dar vă atrageți energii prea joase și care nu corespund cu creșterea voastră, căutările voastre spirituale. Pentru că doar voi, da? Noi vrem să ascensionăm. Și atunci, sper că e cuvântul corect, cei care vor să crească în vibrație, nu pot să stea prea mult. Ok, dai, eu știu, informații, două, trei, dar prea mult. Nu se poate, știți? Că nu este... Nu sunt ei pregătiți, asculte, dragii mei, nu sunt ei pregătiți, asculte. Este. Ok, numărul 2, cei care ați ales numărul 2. Sunt pun setul de cărți. Uite, au fost 2 seturi pe care nu le-am folosit. Aveți deja un mesaj. Aveți deja un mesaj. Ia, care era mesajul? Și aici apare abandonul, ca și la numărul 1. Și valetul de cupe. Posibil, totuși, că oamenii la care vă gândiți și-ar dori. Rămâne de văzut. Una e ce simte și alta e ce face. Și-ar dori să exprime scuze pentru că v-au lăsat în frig în ceață. Ia uite, la capătul setului de cărți apare spânzuratul. Este un stand-by, o stare de stand-by. Încă există o legătură karmică. De care? Nu s-au detașat. Între voi lucrurile sunt ca și moarte, dar probabil că și din cauza călătoriei, distanței. Și-a dorit să vină spre voi să ofere stabilitate ca valori de monede și cu 5 să creeze acel 6, echilibru, stabilitate, reciprocitate, și-ar dori. Dar există o amânare din niște motive. Se amână lucrurile astea. Din niște motive. Încă n-au primit suficiente semnale de la divinitate. Încă n-au suficientă credință în ei. Încă mai sunt alte lucruri de rezolvat. Variază de la om la om. Hai să vedem. Așa. O să folosesc aceste de cărți ca să mai vedem câteva mesaje. Numărul 2. Ce simte pentru voi în această perioadă? Ce simte pentru voi numărul 2? Cei care ați ales numărul 2, persoana la care vă gândiți. Ce simte pentru voi, persoana la care v-ați gândit? Ce simte pentru voi? Ups, 5 de cupe, dar a venit pe orizontal. Între regret și eliberare de regret. Da, ce-mi place la aceste de cărți, că de-aia l-am și... Acest personaj încă trebuie să se curețe de trecut, de niște amintiri, de niște decepții. Posibil că și despre voi ar fi această... Vedeți unde sunteți. Am spus și o să mai spun. Uneori etalele sunt invers. Veți asculta despre voi. Dar trebuie să fiți atenți. Probabil că ce simt? Unul dintre voi sau poate amândoi v-ați blocat ca să vă vindecați. Nu e nici așa, nici așa. Ca să vă vindecați, să lucrați, să meditați, să creșteți acest nufăr, să lucrați cu chakrele voastre la capătul setului. Ia, uite, temperanța, ia uite, vindecare după ce? După 7 de spirale, după minciuni. Minciuni. În ce sens? Probabil mesaje cu aceste manuscrise, mesaje la care nu s-a răspuns. Interesant că le văd goale, da?
Ați dat texte, eu știu. Ați share-uit diferite chestiuni și n-ați primit răspuns. Cineva și-a închis ușile și atunci dacă vezi că vorbești la pereți, evident că îți retragi și tu apele, apropo de ape, de ogrinzi, de emoții, și te concentrezi pe vindecarea ta. Asta simt. Și vedeți voi, uneori ne oglindim, mai ales când e vorba de relații de suflet, ne oglindim stările. Dacă voi aveți nevoie de vindecare, au și ei nevoie de vindecare. Iar trebuie să lucreze cu chakra a treia, probabil că n-au încredere. Iar voi, eventual, unul dintre voi, mi-atrage foarte mult atenția acest nu fără dreptul inimii. Iar trebuie să vă deschideți inima pentru că ei au avut inima închisă într-o formă sau alta din cauza lipsei de încredere și trebuie să lucreze și cu ego și cu inima închisă și dacă sunteți suflete perechi, ați preluat ceva din blocajul lor. Da, e un blocaj la nivelul chakrei inimii, în felul în care se comunică, sunt mai multe. Deci chakra inimii, chakra a treia, plexul solar, încrederea și a cincea, că tot e cinci, interesant, da? Cinci, chakra comunicării. Interesant la capătul setului de cărți aici, dar nu, lasă, nu mai zic asta, să-l amestec, să curăț cărțile. Lumea, a apărut lumea, poate că e distanță între voi. Ce simte acest personaj pentru voi? Ce simte acest personaj pentru voi? Aceste cărți sunt comune pentru toate numerele și acesta este special doar pentru voi. Ups! Sharing. Interesant. Un soi de regina de bute, dar în acest set de cărți, care e spiritual, regina de bute este de vibrație foarte înaltă. Așa o simt. Simte că ar dori să împartă cu voi din succesul lor, din abundența lor, din lumina lor. Poate că și voi împărțiți din ceea ce aveți cu alții și apreciază acest lucru. Pasiune multă este. Atracție, iar sexuală, foarte multă este. Vă văd foarte frumoase. Nu contează vârsta pe care aveți. Aveți ceva care vă luminează fața. Chiar dacă aveți, să zic, niște cearcăne, niște riduri, aveți ceva. Ce-mi vine ca și citat? E un citat din Rumi. În fine, ceva îmi scapă. Exact citatul. Ideea este că frumusețea voastră interioară radiază în afară. Dar amânări, durere și trezire. Trezire. Probabil că acest personaj are atitudine, aici este trezirea și transformarea cuiva. Iar între voi am văzut, e a doua oară când apare moartea aici ca și final de relație într-o formă sau alta. În ce sens? Final, oricând poate să renască, dar sub o altă formă, nu așa cum a fost cândva. Și cine plânge după o relație care s-a încheiat, ar trebui să înțeleagă acest adevăr. Dacă s-a încheiat, sunt două șanse. Ori Dumnezeu nu mai permite acest lucru, decât poate în altă viață, în alte condiții, ori se va continua după un an, după doi, după 20, când persoanele vor fi complet transformate și pregătite. Pentru unii dintre voi aveți a face cu un personaj care iubește viața, domnule, măcar de ochii lumii, dar tot o iubește, dar și de ochii lumii și pur și simplu, nu o decupe, se iubesc, au o tendință să fie un pic cam egoist și interesant, vedeți? Acest personaj se duce în Hawaii, Tahiti, ce brunete, ce creole, ce mulatre, da? Sau poate se duce, eu știu, în Filipine, eu știu, asiatice, minune și dulci. Ideea este că își acoperă sufletul și acest personaj, are ochelari de soare și știți că sufletul, ochii sunt poarta sufletului. Aici, acest personaj, da, trebuie să se transforme. Are suferință nouă de spade,
Dar am zis că nu arată în public. O, ce fericiți sunt! Ce viață colorată, interesantă! Dar la ce petreceri se duc, dar și ce mai fac și câți bani au eventual. Dar sunt... Dar suferă. Suferă. Pentru că... De ce suferă? Că dacă s-a încheiat legătura dintre voi și dacă mai trec și prin alte probleme, se întâmplă ca să iasă în această umbră și să devină, să-și descopere eul adevărat. Nu acesta proiectat în lume și eu știu pe unde îl mai proiectează. Nu știu, simt așa videoclipuri acasă, în papucei, în pat, eu știu, șeruite pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe ce mai au ei, or fi persoane publice sau nu or fi publice, le place să arate lumii, vai, dar ce bine sunt ei și, de fapt, nu sunt bine. Și aici trebuie să iasă în această umbră. Însă apare amânarea, iar un patru de spade. Amânare necesară, patru de spade pentru mine înseamnă vindecare, eremitul, varianta mică. Acest personaj, da, vedeți? Acum interpretez altfel cartea. O vedeți, dar nu trebuie să o arăt mai departe. Gândurile sale sunt destul de sumbre. Parcă am zis bine. În fine. Nu sobre. Poate și sobre, dar mai negative. N-au prea mult optimism, dar interesant de ce este un screen. Știți cum îl văd? Mi-aduc aminte, povestea, eu n-am văzut niciodată așa ceva asemenea televizor, ci că pe vremuri când au apărut televizoarele, puneau ei un screen pe televizor de diferite culori ca să imaginea. Interesant, vedeți? E alb-negru și aici a colorat, ca să se vadă imaginea colorată. Sau, vedeți, ați văzut și voi pe internet, transformările care se fac pe calculator, filmele alb-negru le transformă în filme color, dar ele, de fapt, tot alb-negru sunt la bază. E o amânare necesară vindecării și ceea ce vedeți voi, ce vi se arată pe screen-ul acela, pe telefon, pe eu știu ce mai fi, că e colorat și că e bine, nu e chiar așa. Nu, e just an illusion. Băi, de ce mi-a venit acum în minte? De ce mi-a venit? Era o melodie. Nu prea ascult asemenea prostie, dar în fine. Mi-a venit o melodie. I'm just a gigolo. Probabil acel personaj, ia uitați-l, în gestă gigolo, vrea să fie, e căutat de femeie, e bla bla bla. Dar ce simte despre voi? Că voi împărtășiți lumina. Ia uitați, aveți lumină. Voi sunteți regine. Plină de creativitate, de pasiune, aveți o valoare specială în ochii lor. În ochii lor ei vă văd îmbrăcat în aur și înconjurată de flori. O, rodia. Da, e foarte sexuală și strugurii sunt foarte sexuali. Aveți ceva sexy în voi. Nu e vorba de frumusețea interioară care se manifestă în exterior, ci și o sexualitate. Ce simt pentru voi? Magicianul și concepția. Da, v-ar dori eventual. Ar dori să manifeste ceva nou, să creați ceva împreună, eventual, dacă veți fi împreună, variază de la om la om, își doresc foarte mult să aibă un copil cu voi, doamnelor, așadar, mare grijă. Probabil că e o diferență de înălțime. Unele dintre voi sunteți mai minione și ei sunt mai mari, sau poate să fie diferență de vârstă, sau și. Concepție. Dar ce gândesc ei? Interesant. Iar e un tablou al meu, care mi-a plăcut foarte mult... Când am făcut. Aici este ca un soi de monedă de aur. Pe lângă faptul că ei gândesc că ar putea să manifeste abundență, aur înseamnă abundență, nu doar copil, ar putea să fie și un proiect din care faceți bani, o chestiune care ține de creativitate. Concepție și magician. Ce gândesc despre voi? Poate că unele dintre voi, tocmai pentru că împrășteați lumină, împrășteați din abundența voastră, se gândesc, oare cum ați reușit voi să transformați, să vă vindecați, că poate nu vă știau atât de apte să împărtășiți, să creați această concepție, o nouă concepție a voastră pentru unele dintre voi, sau unii, că poți fi și bărbați.
Da, îmi pare rău, mi s-a rupt unghiile astăzi, astăzi nu mi le facem, sigur, nici mâine, cred că. Ia uite magnetism, am vorbit, ia uite magnetism și îmi place la maxim lucrarea asta. Da, ce ideea e că nu știi dacă cei doi, yin-yang, se apropie sau se îndepărtează. E o distanță între voi, care trebuie străbătută. Dar, am iubit la maxim lucrarea asta, să știți. Nu că ea mea, dar am iubit-o. Nu știu ce canalizare am făcut, că fac, știu că fac. Orice distanță ar fi între voi, tot aproape sunteți. Poate încă nu v-ați lipit unul de celălalt ca să puteți să concepeți, să creați împreună, dar mai e un timp. Pentru că trebuie să vindecați minciunile cuiva, tăcerile, fuga de dragoste, tendința de a abandona, asta e. E această bandă care vă ține. Probabil că e o karmă, probabil că e o legătură spirituală. Banda asta totuși e aurie, apropo de aur. Am tot vorbit de aur, de bănuți de aur, banda aurie. Ar putea să fie o relație spirituală foarte profundă, pentru că nu degeaba am folosit auriu, da? Dar sunt secrete, sunt frici. Vedeți, luna. Sunt secrete, sunt frici. Hai să vedem ce simte pentru voi în această perioadă. Personajul la care vă gândiți. Ia. Ce simte pentru voi în această perioadă. Personajul la care vă gândiți. După ce termine talarea o să vopsesc căuțele. Voi l-ați vopsit? Odată. Regina de spade. Ce simte? Probabil că ați spus ce ați avut de spus și acum tăcute. În aceste de cărți, regina de spade tace. Împărăteasa. Și la voi a apărut împărăteasa și artistul. Poate că, îmi înseamnă foarte mult, regina de bute cu împărăteasa, înconjurată de flori. Probabil e o chestiune de concepere. Că artistul ce face? Concepe ceva. Din nimic. Poate sunteți artiști, unul dintre voi, sau poate că amândoi. Ce simte? O dată. De două ori. De trei ori. Șase de spade l-am văzut și mai devreme. Trei de spade. Și lume. Erau data trecută oare câte? Parcă am pus 4, da? Parcă am pus 4. Ia uite și 5 de cupe. Iar sunt două cărți care accentuează distanța fizică care este între voi. Și din cauza acestei distanțe s-a tot manifestat 3 de spade. Știu că trebuie să vină, să lase în urmă niște ape tulburi, să lase în urmă minciunile, eventual, poate să lase în urmă și decepțiile și să vină și să manifeste o nouă lume. Dar deocamdată sunt în regrete. 5 de cupe, încă plâng, încă nu au curajul, nu s-au vindecat. Magicianul, interesant, ar vrea să manifeste. E a doua oară când apare. Dar vedeți voi, cavalerul de monede sugerează că vin foarte greu. Posibil din cauza distanței. Dacă e distanță mare, sunt câteva țări, oceane, continente între voi, asta vine greu. Nu poți să iei avionul din America, hodron, tronc, cum iei maxi-taxi, eu știu, de la mine până la București, nu? Nu e același lucru. Cavalerul de cupe, izvorul care tot despre apă vorbește, da? Și turnul, separarea dintre voi. Ia uite și temperanța apare, iar temperanța, că trebuie să se tempereze, că dacă e distanță trebuie să se tempereze. Dar nu doar atât, vorbim de vindecare. Separarea dintre voi, și nu vorbesc doar de separarea fizică, ci și ca relație, că eu cred că unii dintre voi a spus până că v-ați dat seama că măi, nu merge online, nu merge la distanță, știți? I-a trezit la o realitate emoțională.
Sunt conștienți că voi, doamnelor, aveți acest izvor interesant, nesecat, cu care, da, cu care vă hrăniți grădina, că tot a apărut împărăteasa, cu care vă hrăniți grădina, că florile nu cresc decât cu apă, nu? Aveți pasiune, aveți lumină, dar aveți și un izvor nesecat. Sunteți spirituale. De-aia, interesant, a apărut 5 de cupe ca și blocaj. Creșterea voastră spirituală, vindecarea voastră deja devine un blocaj, pentru că voi nu stați în regrete, că nu stați, da? Vreți să mergeți mai departe. Și ar vrea să vină și ei să ofere, dar ce să ofere când voi aveți izvorul, voi aveți fântâna? Aici e problema. Ce ar putea ei să ofere? A, cupe, poate mai puțin, poate monede. Poate să facă cum, să construiască în jurul acestui izvor ceva, un templu. Zic și eu, vorbesc metaforic, evident, da? Să ofere stabilitate. Pentru unii, probabil, și în sufletul lor, au descoperit acest izvor. Ar fi frumos. Dar dacă l-ar fi descoperit, s-ar fi vindecat mai repede, zic eu. Da, și-ar dori să comunice, dar deocamdată, ce simt despre voi? Posibil. Simt că voi, din cauza decepției, iau tu 7 de spade, nu uitați de ele, 7 de spade, 3 de spade, decepției, care? Eu știu, durerilor. Hai, au fost între voi. V-ați dus într-o altă direcție. V-ați detașat mental și ați încheiat capitolul. Și acum ei stau și plâng. Își dau seama că... Eu așa văd. Hai să și clarificăm. Le lăsăm tot în ordine asta deocamdată. Da, repet, ce mai simt? Simt că sunteți un magician. Cu izvorul, cu artistul, cu împărăteasa și magicianul și concepția și magnetismul, că atrageți lucrurile, atrageți opțiuni, atrageți beneficii și nu doar că atrageți și că îi atrageți și pe ei, dar sunteți magicienii vieții voastre și asta este mare, mare lucru pentru cei care într-adevăr sunteți aici. Sau sunteți pe cale să deveniți, că vedeți voi, ca să înțelegeți conceptul, până iei diploma la facultate, trebuie să faci pregătire, trebuie să dai examenul, trebuie să faci câțiva ani de studii, da? Și iei diploma. Și nici cu diploma nu îți garantează nimeni că ești ceea ce se scrie pe diplomă, îți mai trebuie niște ani de experiență. Eu asta zic, sunteți pe cale unii dintre voi să deveniți magicienii vieții voastre. Și probabil că acești oameni simt acest lucru ce simt. Oh, da, cu magicianul și concepție, poate că unii dintre voi sunteți manifestori. Ceea ce rostiți, creați. Și asta iar este... Wow! Cavalerul de spade. Cavalerul de spade. Eu amestecam așa. Da, și-ar dori o împăcare cu 6 de cupe și pentru asta trebuie să vorbească. Probabil că își doresc să vorbească despre stresul, lacrimile și dorința de împăcare. Da, hai să mă concentrez. Ia, dați-mi voie. Faceți liniște eventuale. Iar apare domnul. 6 de spade, clarificăm 6 de spade pentru numărul 2, 6 de spade pentru numărul 2. 6 de spade pentru numărul 2. Ce simte despre voi? Ce simte? Eventual simte că v-ați detașat și asta îi doare, că v-ați detașat, că lucrați la vindecarea voastră, că lucrați la conceptele voastre, da? Justiția. N-au fost corecți. Sau, dacă au fost corecți, a fost un contract. Și contractul poate să fie job, iar pentru unii, că sunteți artiști, poate aveți niște contracte, da? În domeniul acesta, al artei, da? Poate să fie și o căsătorie. Și vedeți cum e, că totuși e talare colectivă. Din cauza acestui contract, ceva s-a întâmplat, da? Și a trebuit să plecați. Ori ei trebuie să plece din cauza contractului.
Ar vrea să o ia de la zero, că țin la voi. Ar vrea să o ia de la zero, da. Poate că și voi nu mai aveți răbdare să așteptați și poate și voi vreți să o luați de la zero. E dreptul vostru. Ia uite, 8 de cupe. Vreți să vă eliberați de această suferință. Asta simt. Că vreți să vă eliberați. Și e dreptul vostru. Poate că deja v-ați eliberat. Da. Voi aveți izvorul. Mergeți la izvorul vostru. Ia uite, aici este un munte și aici tot așa, spre un munte. Mergeți la izvorul vostru. Ar veni și ei. Ar veni și ei. Dar. Lumea. Clarificăm lumea. Pentru numărul 2. Ce simt? Simt că sunteți totul pentru ei din punct de vedere emoțional. Dar își fac și mari griji ca nu cumva să vă... Totuși apar 5 de cupe de 2 ori. Și aici chiar un bărbat care plânge. Femeia se vindecă în 5 de cupe și blochează și se vindecă și crește spiritual și începe și împărtășește. Bărbatul e în starea de regrete. Ce mai gândește? Aici este... De-aia trebuie să-și vindece și chakra a treia încrederii, plexul solar. Le este teamă. Le este teamă. Asta e un soi de teamă. Inima lor e înfricoșată, e durerată, ca nu cumva să vă fi găsit o nouă dragoste. Asul de monede, dreptul vostru. Ar vrea și ar vrea să vă ofere asul de monede. Pentru că ține. Ține foarte mult la voi. Își dorește, repet, un proiect, să creați ceva. Asul de monede creează practic, da? Își dorește. Dar își face griji ca nu cumva să vă fi găsit o nouă dragoste. Ei vă iubesc. Ia uite, apare luna. Frici, în timp ce vorbeam. Frici. Secrete, confuzii. Poate că se gândesc că, poate nu știu eu, dar și-o fi găsit pe altcineva. Cinci de cupe. Magicianul, ia uite. Și 10 de monede. Dar a venit invers. Familia. Poate că unii dintre voi v-ați lăsat sau sunteți pe cale să lăsați o familie și să manifestați ceva nou. Să manifestați ceva nou, să vă vindecați, să încheiați un capitol. Eu nu știu cine e acest personaj, dacă face parte din familie sau doar un personaj așa. Voi știți. Dar 10 de monede invers duce și către 9 de monede care persoană independentă. Iar motive pentru care plâng acești oameni. Nu cumva voi fiind independenți, independente, puteți să manifestați, iar apare magicianul, o nouă dragoste oricând cu altcineva, pentru că sunteți liberi. Dar faetonul merge către stea, către vindecare, către destinul său, către lumină. Ia, mai clarificăm 6 de spade și justiția. 10 de spade, suferință mare. Și 9 de cupe. Ei au fost egoiști, că am văzut lazy, ia uitați-vă. Sau nu știu, unul dintre voi, că poate să fie invers. Unul a fost mai egoist. Da? Eventual, hai, nu revin la mesajul inițial. Variază mesajul. Poate unii au fost egoi și voi ați suferit foarte mult și v-ați simțit trădați că nu se implică și că stau cu mâinile în sân. Eventual că beau ciocolată, fumează și stau pe internet și butonează. Da? Variază. Sau. Tot așa. Au un contract, au o familie, au niște chestiuni legale de care trebuie să se libereze. Nu doar mental, chiar practic, pentru că se simt foarte răniți, dar nu arată 9 de cupe. Vedeți unde sunteți, ce simt. Nu arată. Acum, dacă ar fi să ne raportăm, uite, 10 de cupe, simt, uite, pasiune vor să vină acum, dar sunt conflicte. Și gelozie. Pasiune.
chiar dacă e distanță, această pasiune încă este vie. Încă îi atrageți. Încă îi face să se simtă fericiți. Am zis, ar dori să manifeste un copil cu voi. Aici un copil, vedeți? Un copil și aici tot copil. Ar dori. Magnetismul este. Dați în urmă să vedeți. Dar probabil contractul în care sunt, căsătorie sau loc de muncă, îi pune la pământ. Nu arată, repet, nu arată, ar vrea să plece. Însă, vedeți voi, lumina voastră îi inspiră să se și iubească. Pentru că cine stă în aceste situații, justiția 10 de spade, cine stă, clar că nu se iubește. Da? E același personaj, aceeași căfârlie, o vedem, da? Care plânge. Același personaj. Eventual, energie masculină. Care trebuie să iasă, știe care de ieșit. Știe că trebuie nu doar să iasă, trebuie să și plece, să vină spre voi. Asta gândește, asta simte. Dar poate că și voi ați plecat din relație. Ei încă simt pentru voi. Vedeți? Am zis, într-o relație între două suflete perechi, lucrurile se oglindesc. Nu putem să separăm. Da. Discerneți și nu judecați. Clarificăm 3 de spade și 8 de cupe. Dacă v-au făcut să sufere, voi vă duceți către 8, către asul. Poate că o nouă dragoste către 8 și cu 1 nouă dragoste față de voi. Să șeruiți cu alții din lumina voastră. Și asta simt. E vorba de ce simt față de voi. Cavalerul de cupe și zbor, ea nu știu câte oară când apare, da? Ar vrea să vină la voi pentru că voi vă conectați la sursă. Sufletul vostru, am zis de chakra inimii, sufletul vostru nu e închis cum a fost al lor. Este deschis. Și dacă știți că e sufletul vostru închis, înseamnă că vorbesc despre, da? Cealaltă persoană. Unul dintre voi, am zis, are un izvor nesecat de dragoste, celălalt are mai puțin. Trebuie să-și descopere acest izvor. Vedeți unde sunteți. Lumea și asul de cucătorul frumos clarificăm. Am zis că sunteți totul pentru ei. A venit ceva invers. Ia. 7 de monede. Nu mai au nici răbdare. 7 de monede are răbdare. E precaut. Ei personal nu mai au răbdare. Ar vrea să vină, dar dacă ar fi vorba despre voi, vedeți unde sunteți, posibil că voi nu mai vreți să investiți timp. Ați investit, gata, ați încheiat capitolul. Nu mai vreți. Și aici este, cavalerul de cupe poate să reprezinte o altă persoană care vine să se adapte din izvorul vostru, din dragostea voastră necondiționată. Și aici e marea lor durere, că dacă voi plecați, am înțeles, dacă voi plecați, că nu mai vreți suferință, altcineva o să vină să vă iubească. Altcineva care apreciază această apă pură, da? Nu e îmbuteliată? Asta, zero. Vreți să o luați de la zero? Asta simt că ce simt pentru voi. Ar veni și ei acum. Dacă vă văd plecați, plecate pe drumul vostru, vor și ei să se întoarcă. Măi. Cinci de cupe, pentru că ei... E un regret. Cinci de cupe. A, interesant, interesant. Ei încă plâng, poate. Unde am mai văzut la voi? Sau la celălalt număr? Cineva manipulează acasă pentru bani? Sau în familie? Sau pentru un contract? Cineva joacă teatru? La... Poate nu e metaforă, poate chiar reală. Joacă teatru, creează iluzii pe scenă pentru bani. Dar, în realitate, suferă. Acum, dacă nu, că nu ați fi toți la teatru, da? Și nici nu cântați sau nu vă manifestați pe scenă. Pentru unii dintre voi există în viața unora un personaj care manipulează acasă pentru bani, de care se doresc eliberați. Însă, ce simt? Vedeți unde sunteți. Unul altul care este. Cinci de cupe, ce simt pentru voi. Le este dor de voi. Cu atât mai mult cu cât manifestați independență, o nouă viață,
vindecare, lumea se uită la voi, poate aveți ceva pe internet. 5 de cupe. Cavalerul de bâte, vor să vină. Am zis, magnetism în continuare este. Vor să vină spre voi. Chiar dacă voi, probabil că nu mai vreți să investiți. Știți cum e runner chaser? Că nu mai vrea unul, vrea celălalt. 3 de cupe. Dar ar fi comunicare online sau călătorie în care să vină să vă impresioneze cu 6 de bâte și să renască judecata, să renească această dragoste, să vă împăcați, eventual să faceți dragoste după o perioadă de tăcere, știți cum e? Ne. 3 de cupe, da, vor să se simtă bine cu voi și... Ce simt cu această carte? Simt că vă văd foarte bine, vă văd binecuvântați, binecuvântate. Sunt cele 3 grații pentru unii dintre voi. Cele 3 grații pentru unii dintre voi. Vedeți unde sunteți. Ha? Merge, da? Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut în principiu. Vedeți unde sunteți, pentru că am zis... Unul se vindecă și a blocat ca să se vindece, celălalt iar. Trebuie să se vindece de minciuni și să-și deschide sufletul. Alălalt are sufletul deschis. Dar e o chestiune și de un soi de, nu aș spune musa e gelozie, ar putea să fie un soi de gelozie, de invidie că celălalt, vedeți unde sunteți, repet până vă intre bine în cap, celălalt ar putea să... Băi, nu suferi așa de mult cât sufăr eu? Cum se poate? Cum se poate? E o chestiune. Vedeți? Ce mă enervează că mi s-a rupt un gen. Cam asta e. Dar nu uitați. Magnetismul este și legătură spirituală într-o formă sau alta. Sau poate altcineva vă atrage. Vedeți unde sunteți. Că dacă vă refaceți viața și ei vă urmăresc cum vă refaceți viața, dacă a fost atâta suferință, nu vă văd eu totuși, dacă a fost 10 de spade în... Nu vă văd eu la justiție și la 10 de spade aici. Asta nu este justiție și nici 10 de spade. Aici este asul de cupe. Aici este dorința de... Da. Vedeți unde sunteți, ascultați, sper că v-a plăcut și sper că discerneți, nu judecați, o mare diferență. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, deja a venit un mesaj, aveți justiția. Ce ar putea să simtă pentru voi în această perioadă, acest personaj? Chestiune care înțeleg lucruri. Vedem, pare complicat. Justiția. Poate că vreți să vă echilibrați viața. E balanță, da? Să tăceți și să vă echilibrați viața. Poate vreți să vă înțelegeți karma, ce simt despre voi. Poate vreți să, cum tot zic în ultima vreme, să faceți diferența între a judeca și a discerne. Se pare că apare o trezire. În ce sens a cuiva asul de spade? Ce simt? Înțeleg eventual legătura emoțională profundă care este între voi doi. Chiar dacă e separare, turnul. Chiar dacă lucrurile se dărâmă. Interesant, turnul în spatele celor doi. Am așa o imagine foarte... Wow! Hai să zic pe prima și apoi pe a doua. Că totul se dărâmă în jur, dar voi sunteți împreună, față în față, într-un echilibru emoțional. Dar echilibrul ăsta se manifestă dacă... Cel care nu a oferit emoții începe să ofere emoții, să exprime din ceea ce gândește, din ceea ce simte. Posibil dacă, așa simt, dacă unul dintre voi nu a comunicat din cauza unui contract la locul de muncă sau căsnicie, totuși s-a simțit, da? A simțit echilibrul ăsta emoțional în preajma voastră. Chiar dacă a tăcut. E o oportunitate pierdută, asul de monede cu turnul.
E oportunitate pierdută, posibil din cauza unor contracte. Poate că înțelege acum și contractul. Una este sufletul pereche și alta este sufletul cu care ai semnat că vei fi, eu știu cât ai semnat sau ce ai semnat. Cine vă pune să semnați, e alegerea voastră. Eu nu v-am pus să semnați nimic. Și nu vă recomand să semnați nimic. Decât eventual, când cumpărați o casă, o mașină, închiriați un spațiu, dar când e vorba de legături și atunci vă faceți karmă. Dar când e vorba de contracte din acelea serioase, mai ales între suflete karmice, mare grijă. De-aia sunt aici ca să vă atrag atenția. Parte din misiunea mea. Hai să vedem. Ce simte pentru voi? Nu uitați că uneori se întâmplă să ascultați ceea ce simțiți voi pentru ei și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Și dacă după un anumit timp vă dați seama că de fapt nu e vorba de ei, e vorba de voi, încercați alt număr sau altă etalare, cam destule despre ceea ce simt în această perioadă. Și iar ce ar mai fi de spus? Trecerile de pământ. Trebuie să aleagă într-o relație karmică. Da, sunt căsătoriți. Există o căsătorie, că am văzut și justiția apare și diavolul pentru unii. Dacă nu-i căsătorie, e altfel. Ia uite, e altfel de relație karmică, e o situație karmică, situație contract karmic toxic. Da. Ei, voi trebuie să alegeți. Ce vreau să spun? Dacă sunteți suflete perechi și nu karmice, vă oglindiți parte din simțuri, din gânduri, pentru că asta fac sufletele perechi. Sufletele perechi oglindesc partea bună, la sufletele, la flăcările gemene e mai complicat, dar tot există o oglindire. La relațiile karmice, vă bubuie până vă săturați. Unii am senzația că nu vă săturați de bubuiel, și începe să vă placă toxicitatea, că vorbeam de bubuiești, de relații karmice. Doar pentru că arată bine, doar pentru că vine cu o floricică, doar pentru că... Nu știu, doar pentru că aduce bani în casă sau vă cântă, vă comunică frumos. Sau aveți impresia că sunt loiali și pentru așa zisa loialitate... Stați în situații. Eu, vedeți pentru cineva e mesajul, da, clar. Ia uitați. Regele de monede. Curățăm cărțile. Ce simte pentru voi? V-ar oferi stabilitate, dar trebuie să aleagă și este grea alegerea. Pentru că între cele două, ia uite și 10 de spade. Da? Asta e. Vedeți unde sunteți? Că nu știu care sunteți. Dacă voi reprezenta soarele și oportunitatea aceasta, sau dacă voi reprezentați diavolul și relația karmică. Dar acest personaj e o energie masculină stabilă. Energie masculină stabilă, practică, pragmatică. Cu acest câine aș spune că ar putea să fie loiali. Trebuie să aleagă. De-aia a apărut și justiția, contractul, karma și gândirea, să zic. Gândirea. Că era cu sabia în jos. Se gândesc ce să facă. Ce să aleg. Ce simt pentru voi? Ce simt pentru voi în această perioadă? Iar apare regele de monede la capătul setului de cărți. Ce simt? Epuizare, stres, într-o relație, un soi de patru de poate să fie căsătorie, în care se fac probabil prea multe compromisuri, 6 de monede. Dacă ați fost într-un triunghi amoros, variază, unul dintre voi
probabil s-a cam săturat, că a ajuns la gradul zero de permisivitate, să zic. Stres, 7 de spade, 9 de bâte. Nu, 9 de bâte, 7 de bâte, 4 de bâte. E o relație care s-a bazat pe sex. Și aici, interesant, au de ales între. Sau poate că voi trebuie să alegeți. Între relația aceasta toxică, capore și doi de monede, și îndrăgostiții. Relația toxică în care nu mai... Deci vă simțiți încarcerați, voi sau ei, da? Și relația în care puteți manifesta pasiune, trezire spirituală, abundență, oportunități, soare, dragoste, complementaritate. Vedeți unde sunteți? Pentru că e etalare colectivă, dragii mei. Dar faptul că au venit aici cărțile, la voi, poate că simt că sunteți voi obosiți în acea relație karmică, vedeți? Din cauza responsabilităților, posibil și asta. Interesant. Iar o chestiune de moralitate, de principii, de nevoi materiale și de... Ia uite, zero. Mai, plutește în aer un moment zero, ca să zic, pentru că nu știu pentru cine citesc. Plutește în aer. Hai să mai mergem și setul ăsta de cărți. Putește în aer un moment zero. Repet, nu știu ce sunteți voi. Karma sau dharma? Epuizarea asta poate a voastră, poate e a lor, în preajma voastră, poate e a voastră cu altcineva. Stresul la fel, compromisul la fel. Într-o relație în care unul nu participă. Faetonul, interesant. Ce simt? Faetonul. Faetonul merge către destinul său. Se simt singuri. Încearcă să-și mențină controlul, dar se simt singuri. Ar vrea să o ia de la zero. Îmi pare rău că trebuie să zic, dar cineva cu această invocație, când am făcut, am vrut altceva să sugerez, dar printre ce am vrut eu să sugerez, printre mai multe subiecte, este și un soi de Lilith în semn de apă, o persoană există în preajma voastră. Am zis, e cineva manipulator emoțional, cineva care face, cineva care, interesant, vedeți, peste zero apare această invocație, peste îndrăgostiți apare, ia uite și băratul, apare acest diavol, această relație karmică. Între două suflete perechi, peste patru de bâte, flăcările gemene, sau între, apare șase de monede, compromisul și epuizare și stres. Eu știu, repet, nu știu ce ne sunteți. Dar, repet, dacă cineva face, mare grijă. Mare grijă, pentru că vă așteaptă karma. Nu degeaba a apărut justiția. Vă așteaptă karma. Eu nu vă recomand nimănui să faceți. Da? Trebuie să vorbim și despre lucrurile astea, pentru că lumea de astăzi, chiar dacă este secolul 21, se practică vrăjile în continuare și, din păcate, unii ignoră această realitate. Dar cu faetonul, evident, ce simt despre voi? Că voi vreți să plecați? Sau că ei vor să plece din această relație toxică, din epuizare, din stres? Variază. Nu știu cine sunteți. Ce simt pentru voi? Ce simt pentru voi? E o relație în care se poartă măști și o relație în care... Ce simt pentru voi? Împărătea, sasul de cupe și șase de cupe? Nici nu știu dacă mai clarific așa ceva. Sau să fac, hai să fac așa. Da. Înseamnă că ce simt pentru voi? Respect, dragoste, dorința de a vă împăca, de a manifesta. O nouă relație. Soarele, zero, ar vrea să vină acum, iar zero. Eventual,
Trebuie să facă niște ritualuri de eliberare. Trebuie să facă niște ritualuri de protecție față de persoana karmică care face parte din această poveste și care persoana karmică face și aceea niște lucruri. Și când cineva știe că îți face, îți faci și tu protecțiile tale. Încă o carte, am zis că sunt patru. Ce simte pentru voi acest personaj? Simte dragoste. Dacă este femeie divină, simte dragoste, dar nu puteți amesteca în așa ceva. Da? Epuizare, stres, compromis, nu puteți expune la așa ceva. Pentru că justiția gândește, analizează. Este corect să pun acest personaj, să-l trag în această poveste a vieții, eu știu, cui. Ar vrea să lase totul în urmă și să vină, să manifeste vindecare. Faeton merge către stea. Asul de cupe. Uf, nu-s multe. Simte pasiune, dar și-o controlează împăratul. Wow, împăratul și împărăteasa. Simte că sunteți flăcări gemene, că sunteți potriviți unul pentru celălalt. Eventual, poate să simtă pasiune și mai dau și mesaje de astea și să fie un personaj în preajma lor care vrea să-i controleze, să fie un fals împărat sau o falsă împărăteasă în preajma lor, să fie într-o falsă relație de flăcări gemene sau de falsă relație de suflete perechi în care cineva falsează. Pentru că sunt măști, de-aia vorbesc de atâta de fals. Sunt măști. Patru de cupe. Dacă v-au refuzat dragostea, să știți că din cauza unor mari probleme în viață, 10 de spade. Poate că și voi vă simțiți epuizați, strădați, dar au niște chestii nasoale. Și când voi știți că celălalt are chestiuni, are probleme contractuale, karmice, grele, eu zic că și voi trebuie să vă luați tălpășița și să vă vedeți de vindicarea voastră și se va manifesta dragostea când va fi totul în regulă. Clarificăm împărăteasa. Ce simt? Respect. Simt că sunteți frumoase, că vă respectați în comparație cu persoana cealaltă. Eu știu care este, nu știu despre cine vorbesc. E o persoană care nu se respectă. Interesant, zero. Aici vin multe cărți, zero și asul de bâte. Se simt foarte atrași din punct de vedere fizic. Dar se simt ca niște nebuni în dragoste față de voi, zero și asul de bâte, nebuni în dragoste. La voi am văzut turnul și doi de cupe? Parcă la voi nu, mai devreme? Eu nu mai știu. Dacă la voi am văzut turnul, că ziceam că totul se prăbușește în jur și voi sunteți față în față, vă regăsiți. Am avut o a doua imagine. Nu știu dacă am exprimat-o. Parcă totuși n-am exprimat-o. O altă imagine. Vedeți, vă rog frumos, filmul acela. Cum îi spune? Cu vulcanul acela din antichitate. Vai. Care a îngropat un oraș din Roma antică, aduceți-mi aminte, știți despre ce vorbesc. Finalul acelui film este teribil. Totul în jur este necat în foc, într-un soi de apocalipsă. Cei doi se sărută și se lasă cuprinși de această energie teribilă, dar într-o îmbrățișare finală. Ce vreau să spun? Că probabil că
apare împăratul și împărăteasa, v-ați întâlnit în momente, sunt și vremuri apocaliptice, dar nu doar că vremuri apocaliptice. Și de ce sunt acele vremuri apocaliptice? Pentru că sunt prea mulți oameni așa, prea mulți oameni în karmă, prea mulți oameni care fac vrăji, doresc rău celuilalt, încearcă să lege pe celălalt, din ce? Dorința de a avea bani, de a avea stabilitate, da? Care sugă energiile, care mint și obligă pe ceilalți să facă compromisuri prea mari. Da, se simt atrași din punct de vedere fizic. Teribil, teribil, teribil. Dar v-ați întâlnit ca să vă vindecați. Ați mai fost și în alte vieți cu 6 de cupe, ați mai fost și în alte vieți, dai această energie. Și cine este legat în karmă de cineva, în momentul în care își întâlnește perechea divină, vă asigur că nicio vrajă și nicio karmă nu poate să stea în calea a două flăcări gemene. Dar când sunt adevărate, nimic nu stă în cale. Când sunt false, da, unul dintre ei face diferite lucruri. Diavolul cu îndrăgostiți ar putea să fie și o obsesie, dar nu mă gândesc atât de mult la obsesie. Chiar dacă sunt multe băte, este atracție mare, dar uimește această epuizare fizică, energetică a cuiva care face prea multe compromisuri într-o relație karmică. Astfel de cupetură frumos. Ce simte pentru voi și nu știam exact cine sunteți. Se pare că totuși față de voi sunt emoțiile pozitive. Eventual voi simțiți epuizare pentru că sunteți empatici. La 6 de cupe sunteți empatici, sunteți telepatici. Și simțiți ce se întâmplă cu ei. Simțiți și că ei vor controlul pentru că așa au fost învățați. Simțiți și că au pasiune. Simțiți și problemele. 6 de cupe. Astul de cupe, clarificăm astul de cupe, mai merge? 7 de cupe, încă se gândesc cum ar putea să investească corect. Corect am zis pentru că a apărut justiția în relație cu voi, ar dori să vă cucerească, dar se gândesc încă cum cu 7 de monede. Probabil că a trebuit să așteptați, probabil că mai e ceva de așteptat până se rezolvă niște lucruri. Dar sunt conflicte. Dar trebuie interesant să blocheze pe cineva care practică magia sau care este manipulator. Blocaje fizice. Poate chiar în justiție. Pentru că sunt conflicte. 6 de cupe. 6 de cupe. Blocaje. Multe. Dar apare un blocaj, nevoia de decizie. De a lua o hotărâre. Ce simte pentru voi? Simte că v-ați mai întâlnit, că vă simțiți stările, că vă recunoașteți, nu știu de unde, sentiment de familiaritate, că vă vindecați copilul interior. Interesant, aici sunt 2 oameni maturi și aici 2 copii și între voi dragostea. Ce vreau să spun? Poate că unii dintre voi aveți copii din relații anterioare, poate. Nu asta e ideea principală. Ideea este că voi dați bine și ca oameni maturi, asumați, creativi, stabili, puternici și copilul interior se vindecă în această relație. 6 de cupe. Veți da bine și ca natură inocentă, să zic, aspectele voastre inocente se vor simți bine unul lângă celălalt. 6 de monede. 6 de cupe, 6 de monede. Da. Apar alte responsabilități. Job, familie, căsătorii, contracte. Iar balanță, cum am văzut mai devreme. Iar. Oferta asta, stabilitatea asta va veni foarte greu cu cavalerul de bâte pentru că sunt niște probleme. O separare, blocaje, jocuri mentale, distanță, iar legături care stau pe loc, care întârzi și împăcarea și manifestarea relației dintre voi. Oameni care judecă, clarificăm împăratul,
împăratul. Clarificăm împăratul. Ce simt pentru voi? Ar dori. Interesant. Posibil că ei sunt doar regi de bâte. Se simt foarte mult atrași fizic. Sunt încrezători. Sunt sexy, cum or fi. Dar și-ar dori să fie mai mult. Și dacă au fost soți față de cineva cu voi, vor să fie și mai mult. Deja sunt doi regi și un împărat. Cu alte cuvinte, au ceva de transformat. Dar, hai să vedem. Împăratul. Șase de spade a fost clarificat. Regele de bâte. Iar apare asul, valetul de monede. Deci doresc să comunice, își doresc să manifeste ceva cu voi. Dar, regele de bâte. Imediat citesc. Regele de bâte. Regele de bâte. Posibil există un personaj gelos în preajma lor, care controlează, de care trebuie să se elibereze. Ce simt? Dacă ei au fost manipulatori, repet, pentru că așa au învățat, nu-i scuz, dă-i o realitate. Probabil că și voi v-ați îndepărtat. Am zis, voi probabil că ați preluat dintr-o energie foarte toxică care este în preajma lor. Dar așa se întâmplă când două flăcări gemene se întâlnesc. Unul nu este treaz. Celălalt, de obicei împărăteasa, pentru că dragostea, lumina trezește, nu controlul. Da? Celălalt trebuie să învețe să protejeze lumina. Ca să face împăratul. Să-i pună la punct pe dușmani. Relațiile karmice. Diavolului, eu știu ce, manipulatori. Dar cu regele de bâte și magician. Dacă voi ați simțit că s-a blocat într-un fel sau altul. Poate că au fost manipulatori, poate. Dar dacă ați simțit cu energie tricky, da? O iluzie. Magicianul și diavolul, nu uit, da? Posibil că voi vreți să preluați controlul vieții voastre și să vă separați, să vă eliberați. În ce sens? Nu neapărat separare, eliberare mentală, să nu intrați în aceste jocuri toxice, această atmosferă toxică. Da, dragostea este. Dar dacă personajul este căsătorit, ce vă faceți? Că apare iar regele de monede. Vă eliberați și vă duceți spre reconstrucția voastră. Trei de monede, aveți ce face. Trei e trei, împărăteasa, care lucrează cu ea. Mai dăm încă o carte. Împărăteasa. Mai merge asta? Mai filmează? Doamne ajută. Clarificăm împărăteasa 06 de bâte. Ups! Ia uite. Voi vreți să mergeți către un nou proiect, să faceți bani, să vă vedeți de construcția voastră financiară, profesională, de creșterea voastră spirituală, zero. Da? Zero și abundență. Suluați de la zero să manifestați abundență? Eventual. Una la mână. Doi, ce simt despre voi? Că sunteți foarte prețioase, am zis. Vă respectă. Sunteți un cadou pentru ei. Și ce au făcut? Au adus stres, epuizare, compromis. Relația toxică plutește în aer. Măștile. Ar fi trebuit date jos. Magicianul care blochează, mai. Clarificăm. Conflicte. Decepții. Da, mergeți către eliberarea voastră. Da, apare faietul. Nu sunteți voi care plecați. Da? Posibil că unii dintre voi vreți să mergeți către împărăteasa voastră. Și această... Vedeți, vedeți unde sunteți. Dar, asul de cupe. Ce simt pentru voi în această perioadă? Asta pentru că am văzut conflicte. Sunt și geloși, sunt și gelozii. Luna. Încă nu înțeleg. Luna. Sunt niște frici, confuzii, secrete. Nu vă arată dragostea eventual? Poate simt că voi nu vreți să le mai arătați dragostea?
și să vă concentrați pe investițiile voastre, pe succesul vostru. Dar luna creează confuzii, secrete. Ce simt? Poate celălalt, ce simt despre voi? Că le ascundeți? O dragoste? Vedeți unde sunteți? Și plâng? Regretă? Cineva plânge după o femeie independentă, nouă de monede femeie, da? Preîmpărăteasa și împărăteasa apare iar și soarele. Cineva care nu și-a exprimat, regele de spade, nu și-a exprimat emoțiile, gândurile, pentru că mai are ce? Regina de monede pentru mine e relația karmică. Regele și regina de monede, probabil că e căsătorit, căsătorită. Uf, ce simt. 6 de cupe. Eu zic, la cum vă dau informațiile, puteți și voi să discerneți. 6 de cupe și 6 de monede. Regina de spade. Nu știu, repet, despre cine vorbesc. Despre persoana karmică sau dharmică. Dar există discuții undeva acasă. Discuții mari în relația karmică, 10 de spade. Sau la locul de muncă. Discuții, o energie negativă. N-am nimic cu regina de spade, dar în acest context este o chestiune, da? Și le-ar dori vindecate lucrurile astea. Probabil că relația dintre voi e o relație care vindecă. E o relație care vindecă și o relație care apasă, epuizează, ia uitați, epuizare. 9 de pute, 10 de pute. 6 de monede de două ori compromisul. Interesant. Oh. Ce simt despre voi? Unul dintre voi aveți un fost cu diavolul și 6 de cupe. Unul dintre voi aveți un fost, o fostă sau viitor fost, fostă care stresează foarte mult. Și totuși trebuie să se aleagă dragostea. Oh, complicat. Așa e, numărul 3, parcă întotdeauna e complicat la mine, nu știu, la alte. La fiecare tarotist, tarolog, există un număr complicat. La mine parcă 3 e complicat. Clarificăm împăratul și 6 de spade. Clarificăm împăratul și 6 de spade. Mai merge, mai filmează? Aute! Aute, împăratul. 4 de spade. Se gândește, meditează cum să schimbe energia aceasta. Trebuie să se vindece. Uf! 9 de spade și 8 de spade. Ce gândește, ce simte față de voi. Poate că voi vreți să vă vindecați, poate că voi vă simțiți blocați în energia karmică. Și poate nu sunteți voi în energia karmică, dacă sunteți, repet, suflete, perechi, flăcări, gemene, simțiți blocajele lor. Ia uite, minciuni, 7 de spade. Cineva nu se poate deschide. E o relație karmică. Pentru mine 4 de monede de relație karmică. E o casă în care se ține, se stă și se ține pentru bani. Și conflicte sunt o grămadă. Discuții, minciuni. Că da, fac oamenii bani, dar cam atât. Clarificăm și regele de pute și magicianul. Nu, magicianul pe orizontal. Magicianul pe orizontal. Ce e acest magician pe orizontal? Te rog, clarifică. Ce se întâmplă pe voi? Că nu pot să-mi dau seama voi cine sunteți. Relația karmică sau relația darmică? Magicianul. 8 de cupe și regele de monede. Dacă v-ați simțit manipulați, plecați către stabilitate. Magicianul pe orizontal. Vreți să fiți stabili, loiali altei persoane care nu manipulează. Repet, apare, citiți și voi, epuizare, stres, compromis, prea multe. Și aici blocaje, griji, eliberare, iar.
confuzii. Interesant, pentru unii ar putea să fie confuzii în legătură cu un copil acasă? Așa am simțit acum mesajul. Cine este căsătorit și are copii ar putea, mai ales în relația karmică, să existe o confuzie în legătură cu copilul, unul din copii sau eu știu. Să nu aveți siguranță dacă este al vostru sau al lor, eu știu. Nu știu cine e căsătorit și cine are copii aici. Mi este greu să discern. Trebuie să recunosc, pentru că e etalare colectivă, nu personală. Mi este greu să discern care sunteți aici. Relația karmică sau flăcările gemene. Dar apare iar regele de foc, exact regele de foc și împăratul. O energie masculină care ar putea să se trezească la varianta sa superioară prin această dragoste. Dacă reușește să se elibereze de karmă, de diavol, de contract, de justiția, falsa justiție, să zicem. Falsa justiție. Pare un contract confortabil, dar e doar o aparență. Nu știu pentru cine citesc, dragii mei, dar lucrurile sunt complicate la numărul 3, ca de obicei. Oricum, eu acum o să mă eliberez și eu de energiile astea și mă apuc să vopsesc ouăle. Voi le-ați vopsit? Sper tot să mai fac și mâine o etalare, pentru că pentru mine etalările nu reprezintă nimic păcătos, că dacă ar fi reprezentat, nu făceam canalul. Așa, și sper să mai fac o etalare. Vă doresc până una alta. Sărbători fericite în cazul în care nu mai intrați decât de Paște, unii dintre voi, de eu sper să mai intrați. Așa, că poate mai aveți nevoie de confirmări. Mare grijă la numărul 3. Dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!